De la această oră pe Exclusiv TV veți vedea ședința integrală a Consiliului Local din Onești, județul Bacău. Vizionare plăcută! Haideți să vedem ordinea de zi. Cine este pentru? Avem pe cineva online? Înainte de intra în ordinea de zi, dacă sunt observații la procesele verbale anterioare, respectiv procesul verbal din 17 august 2023, ședința ordinară. Dacă nu, să votăm cine este pentru. Procesul verbal din 21 august 2023, ședință extraordinară. Cine este pentru? Procesul verbal din 28 august 2023, ședință extraordinară. Sunt observații? Dacă nu, cine este pentru? Procesul verbal din 12 septembrie 2023, ședință extraordinară. Cine este pentru? Procesul verbal din 21 septembrie 2023, ședință extraordinară. Cine este pentru? Procesul verbal din 25 septembrie 2023, ședință extraordinară. În felul de ordine de zi, la punctul 1 avem proiect de hotărâre privind aprobarea listei numărul 3 de anul 2023 a solicitanților eligibili în vederea elegerii atestatelor de administrator de conținere de municipiul Onești. Inițiator, Mirina Victor Aureți Prima. Are proiectul 200. Pentru obținerea calitatea de administrator de condomeniu, administratorul autorului municipiului Onești a fost depus la număr de 6 solicitări. Comisia de specialitate, atestată din cadrul aparatului primarului, a procedat în conformitate cu criteriile de eligibilitate și selecție la verificarea dosarelor depuse cu privire la obținerea atestatului de administrator de condomeniu, precum și la întocmirea documentelor specifice. În acord cu legislația în materie, este necesară aprobarea listei numărul 3 pe anul 2023, privind candidații eligibili la funcția de administrator de condomeniu, conform propunerilor din proiectul de hotărâre. Având în vedere cele menționate, vă rog să vă să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă, abține. Împotrivă și domnul Dumitru. Bună ziua, domnul Dumitru. Mă auziți? Mă auziți, domnul Dumitru? Da, vă rog, bună ziua. Bună ziua. Proiectul 1 nu ați participat la vot, o să participați la următoarele cu mențiunea că la vot secret nu aveți nevoie. Da, da, știu. Da, o să se voteze în sală și după aceea vă întreba și până la asta. De ce am votat? Asta era cu niște nume aici, nu? Se votează doar pe sală. Proiectul numărul 2 este un vot secret, proiectul de hotărâre privind actualizarea conferinței membrilor Comisiei Speciale de a realiza cererilor solicitanților pentru aprobarea repartizării, atribuirii și închirierii locuințelor ANS, locuințelor sociale, locuințelor de serviciu, locuințele țărilor din fondul locativ de stat și a camerelor de locuit din imobilul situat în strada Universității numărul 1, municipiul Onești,
ce a fost aprobată prin hotărârea Consiliului de 26 din 19 iulie 2020. Inițiatorii sunt pe Valeriu Prima. Prin prezentul proiect de hotărâre, se propune actualizarea Comisiei Speciale de Analiză în sensul înlocuirii unor funcții la fel de public să aceștia nu mai lucrează în cadrul instituției, precum și numirea unui funcție de reserve în conformința menționată de proiectul de hotărâre. Având în vedere cele menționate, vă rugăm de reglasă după proiectul ce v-am prezentat, cu mențiunea și rugăminția de a nominaliza un reprezentant al Consiliului Local în Comisie de Rezerve. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Da, dar raportul este greu dacă sunt discuții și nominalizarea de partea poților. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Da, eu. Vă rog, domnul. Nu înțeleg logica pentru care la primul proiect a fost votul deschis și la proiectul ăsta este vot secret în condițiile în care ambele proiecte au o listă de urmă. Votăm o listă de urmă. Numele de dezare. Că chiar nu mai reușesc să înțeleg logica asta. Da, haideți să lămurim. Dacă vedeți la proiectul numărul 1, puteți discuta acolo, dar nu e problemă și acum ca să fiți lămurit. În anexă nu aveți nume de persoană, aveți un număr de cerere și persoană fizică. Nu este, este numele persoanei efective. Așa am procedat să eliminăm tocmai lucrul acesta și așa procedează mai toate instituțiile statului atunci când vedeți și pe la facultăți și din alte parte, se dă un număr de cerere, un număr dar, de persoană. Dar, domnul secretar, se dă un număr de cerere, dar noi, consilierii locali, avem acces la numele persoanelor. În momentul în care votăm, este clar că este vot la persoană, chiar dacă pe cerere mi-apare un... e un cod sau nu mi-apare numele. Nu știu. Proiectul de hotărâre nu conține nume de persoane. Dumneavoastră aveți acces la toate documentele, de toate atribuțiilor pe care le aveți, exact. Ca autoritate publică, pentru a vă exerca lucrurile în cunoștință de cauză. Tocmai de aceea, dacă vedeți, se nu trebuie... Atunci ce înseamnă care... vot la persoană, dacă... Vot la persoane, vot când este nominalizată o persoană. Face referire, este identificată o persoană. La proiectul 1 nu este identificată nicio persoană. Stați ca să înțeleg și eu. Deci avem o persoană. Da. Care face o cerere către primărie să îi se dea ceva. Da. Nu contează că îi dați un camion sau o cărție. Îi dați ceva. Da. Da? Cererea aceea apare un număr. În hotărâre apare numărul cerere. Nu apare nicăieri în hotărâre de numele persoane, nici într-o parte, nici în alta. Nu înțeleg de ce odată facem într-un fel și într-o situație identică facem ceva bun. Nu înțeleg logica asta. Deci, nu, dumneavoastră îmi spuneți că ați dori ca la proiectul... Nu, nu aș dori ca eu, încerc să mă lămuresc că... Da, pentru că la proiectul 1 nu este nominalizat niciun nume de persoană, nu apare nici Ionescu, nici Popescu, nici Georgescu, apare doar numărul de cerere, iar la proiectul numărul 2 apare nume de persoană. Adică... cei care fac parte din comisia respectivă. Aici, la depunerea dosarelor, fiecare dosar primește un număr. Iar dumneavoastră acum a aprobat sau ați aprobat lista solicitanților cu număr de cerere și dosar. Deci atâta timp cât nu apare un nume, nume și prenume, sau CNP, se poate vota la liber, nu constituie... Nominalizarea de partea Consiliului Local pentru membru de rezervă la Comisia. Domnul Arzeziu, domnul Bujor. Domnul Bujor. Da. A spus lui? Da. La proiectul 2. A spus? Sunteți de acord? Nominalizarea s-a propus. Mă duc mai bine. Sunt de acord, dacă e nu știu că de departe. Sunteți rezervă. Nu vă spune asta, nu vă zați. Doamna are de propunerea din partea PSD-ului. Adică la sunt eu. Adică... adică da. Sunteți coordonați. Tot de nu era pe MP-ul, vă? Poate nu sunteți în comisie. Dar nu era pe MP-ul. Dacă mai sunt alte... Sunt alte, mai sunt o comisie. Complicăm situația.
Instanța de față. Nu știu cum votați. Se votează pentru împotriva abținere, potrivit nominalizărilor făcute. Dacă sunteți de acord. Eram împotrivă dacă titular era un bărbat, așa? Ați înțeles, domnul Buzău. Sunteți împărâți în paralele, sunteți diferiți? Nu vă întâlniți. Ați să văd partea dumneavoastră, știu că ați fi. Extraordinar.
Deci, la punctul 3, de asemenea, un proiect de vot secret, proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Municipiului Onești în Consiliul de Administrație al Universităților de Învățământ Universitar din Municipiul Onești pentru anul școlar 2024, inițiator de vină din Victor Valoscu. În adresa realitate de unitățile de învățământ se solicită desemnarea de Consiliul Local al Municipiului Onești a reprezentanților săi Consiliul de Administrație al Unităților de Învățământ respective pentru anul școlar 2023-2024. Având în vedere începerea noului an școlar, precum și noile schimbări legislative de studiu, apreciem că proiectul de hotărâre definește condițiile legale pentru a fi supus de reperări și aprobării Consiliului Local. Comisia că va trebui să facă analiză de rezolvare. Raportul de specialitate a fost prezentat, adică nu înseamnă numărul 1. Și comisia numărul 3. Se legă toată. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Nu voi aceea. Nominalizările. Dimitrie Cantemir, Lupașul Ovidiu, Daniel Munteanu. Colegiul Grigore Moisil, Turturică Marinela, Flavius Mană. Liceul Tehnologic Petru Poni, Bălan Irina. Liceul cu program sportiv Nadia Comăneci, Crăciun Elena și Moldovan Ioan Liviu. Liceul Tehnologic Dacia, Albert Ana Maria. Liceul Fericită Eremia, Călin Carmen. Liceul Gheorghe, Tehnic Gheorghe Asache, Daniel Macovei. Școala gimnazială numărul 1, Teni Ionuț și Mihaela Mihalea. Școala gimnazială George Călinescu, Liceanu Elena și Afare Care. Că mai citit o rapel. George Călinescu, Vrânceanu Elena și Afare Care. Da. Școala gimnazială Sfântul Voivod Ștefan cel Mare, Gania Mircea, Aniței Gabriela, sau Gabi Aniței. Mă ajută cineva? Aniței. Școala gimnazială Emil Racoviță, Alexandra Chiriac și Bucnăruș Elena. Școala gimnazială Ghiță Mocanu, Lungu Angel Marian și Vasiloiu Bogdan. Clubul sportiv școlar Ionuț Cociangă. Școala sanitară post-liceală Sanity, Agatiu Viorel și grădinița cu programul de Sfântul Paul, Silister Felix. Da? E bine? Nu, stați-o. Sunt discuții pe magia proiectului. Mai am nominalizat-o. Ok. Și la ce nominalizare?
Nu vă spune școlar, dar doi. Aș putea să nominalizez eu cu cineva? Nu, dar este. A, este? Doi? Păi nu, unul și mai trebuie încă unul. Da. Este doar din partea PSD, eu nu sunt o ceandă. Da. Și fiindcă... Da, lăsați-l. Era. Era? Da. Lăsați-l. Eu, da. Cam totdeauna nu e ce drău. Pot face parte. Este opțiunea fiecăruia. Da? Este opțiunea fiecăruia. Pot face parte, dar ar trebui, din punctul meu de vedere, sancțiile atunci când se votează bugetul sau se dau bani către acea școală. Dar din partea unui mai bine mă rog, nu prea avem noi tangențe. Nu participa de acolo, la putea. Mai rău. Lasă pe geaua. Da. Este ce doar să fie care a fost treaba. Deci, acum să mergem așa, dar eu v-aș propune ca, pentru că au fost discuții în cursul acestui an, da, ca viitorii reprezentanți ai noștri în Consiliul Local să nu fie din învățământ de la alte școli. Atât. Cine are o lucru de o zi sau nu. Mulțumesc. E o propunere. Mi se pare că se poate de corect. Da, da. Așa găsim e. Suficient oameni din afara sistemului așa ca să nu îngreunăm munca unei școli, unui director. Dar dacă se duce un alt profesor din altă parte, normal, prin, eu dacă mă duc la liceu concurent, am să-i pun benzină luată colegului meu. Lucru care nu mi se pare corect. Indiferent ce meserie are la altă școală. Da. Și eu zic la fel. Are dreptate. Se vine cu altă propunere? Nu, nu, nu. Nu, să avem grijă pentru că e dificil. Nu, poate ca să continui, dacă tot nu s-a luat cuvântul, poate colegii care sunt în această situație să se gândească că nu e bine să intervină împotriva directorilor școlilor la care sunt reprezentanții noștri și nu reprezentanții școlilor la care lucrează. Mulțumesc! Sunt cel puțin 4 sau 5 în listă. Mai sunt alte discuții pe marginea proiectului? Permiteți, doar încă un minut pauză sau pauză. Să permit după necesar, din câte mi-amintesc că fiind norme metodologice apărute acum în recent, publicat în motor oficial, din câte mi-amintesc eu, suntem o fi de interes să fie incompatibilitate, membrii posibilii de administrație, dar pe deții funcții sunt cale de practice sau personal auxiliar. Ca să nu greșim, din zavidul de doamnă, un minut doar să verificăm okay. Textul de lucru, să nu vă punem într-o situație. Eu am înțeles ce ziceți. Da, textul de lege se referă, deci reprezentanții Consiliului Local și Consiliului de Țară sunt desemnați de aceștia. Acești reprezentanții Consiliului de Administrație nu pot avea calitatea de personal didactic, de pretare sau auxiliar, personal administrativ, pe unitatea de desemnare respectivă. Nici calitatea de personal didactic, de conducere, regională și control. Deci se referă doar la unitatea de desemnare respectivă. Din punct de vedere legal nu sunt probleme. Mă invit la vot. Votul pentru că nu sunt și alte nominalizări sau mai multe decât numărul propus, la fel pentru, împotrivă sau abținere pentru. David.
Sper că astăzi scrie Silvina Fedorov, care am făcut o presiune la una oră. Da, scuze. Absolut, mă spun un frâng. Dacă astăzi spun un frâng, nu știu ce e. Ai văzut ce se trafie? La pagina da, e un calendar. E un calendar pentru... E retroactiv. Retroactiv, pe 10-15 ani. Te-am scos de la... Am văzut ceva la bucurie și nu știu ce. Am zis în pauză, sunt două. Am zis că vreau să zic. E o chestie, e probabil. E retroactiv ce n-are. Proiectul 6. Zici că te arăt 2023. Nu, 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 nu
mai bun. Nu, retragem că facem săptămâna viitoare ședințe extraordinare și o punem săptămâna viitoare. Și dacă a fost pe transparență așa? A fost pe transparență. Forma asta. Se poate modifica. Facem nedarne, se poate modifica. Dacă este ședință extraordinară. Păi de ce? Că se referă la porta. Rezultatul votului pentru proiectul 3.20 de voturi pentru. La punctul 4 avem proiect de hotărâre privind aderarea în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța a Comunei Maia din județul Ialomița. Inițiator Nedină Victor Zahănescu, primar. Domnul secretar. Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apă Canal Constanța solicită aprobarea aderării la Asociația UAT Comuna Maia din Ialomița în scopul realizării în comuna proiectelor de investiții pentru modernizarea infrastructurii de apă și de canalizare. Și în acord cu legislația în materie, asociația poate accepta membri cu acordul asociațiilor cu încheierea unui act adițional la statut. Astfel este necesar acordul Consiliului Local în ceea ce privește aderarea UAT Comuna Maia la Iesul Ialomița, Radii Apă Constanța, Radii Apă Canal Constanța. Bun, de păzări ave cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați prezentul proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții de mai. Dacă nu, să votăm cine este pentru. Și acum domnul Dumitru. Pentru. Punctul 5. Proiect de hotărâre privind soluționarea plângerii prealabile formulate de către PFA Sandrin de Ionuț, sediul municipiului Onești, Strada Gheorghe Vaporia, numărul 15, scara de apartament 15, județul Bacău, împotriva hotărârii Consiliului Local numărul 218, din 28-12-2018. Hotărârii Consiliului Local 216 din 23-12-2019. Hotărârii Consiliului Local numărul 244 din 12-12-2019. Hotărârii Consiliului Local numărul 356 din 15-12-2021. Și hotărârii Consiliului Local numărul 365 din 27-12-2022. Inițiator Nedină Victor Zahănescu. Având în vedere plângerea prealabilă formulată de către PFA Sandu PND cu Ionuț, împotriva unei hotărâri a Consiliului Local, ce au ca obiect, printre altele, și taxa specială de salubritate, hotărâri pe care le contestă în esență, afirmând că entitatea juridică pe care o administrează nu are calitate de beneficiar a politicilor de salubrizare și solicită anularea actelor administrative. Și cu analiza efectuată asupra aspectului invocate, s-a constatat că plângerea prealabilă formulată este nefondată. În încălzare cele menționate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentă. Raportul de specialitate a fost prezentat, realizează Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru?
Împotriva. Pentru. Mulțumesc, domnul. Sunt împotriva? Trei, împotriva. Deci trebuie să-i dați șampania domnului primar acum. Nu, aveți că îi observați într-o plasă din altă. Nu desfaceți. Să mai dă o dată. Împotriva, da? Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de funcționare a mecanismului de bugetare participativă la nivelul municipiului Lămești. Înțeles că se arată. Se arată. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării hotărârii Consiliului Local numărul 32 din 30 mai 2006 privind trecerea CES20 pe centrala termice de cartier și a rețelelor aferente de termofutare în domeniul public al municipiului Lămești și inițiatorul de timp de la urmă. În prezent proiect de hotărâre se propune completarea listei prevăzute în anexa 1 la hotărârea numărul 33 din 30-5-2006 cu imobilul teren înscurat de 7.096 m² ce reprezintă drum, acces în cintă CET-20-1 în vederea înscrierii dreptului de proprietate publică al municipiului Lămești și evidențele oficiului de cadastru și publicitate imobiliară. Față de cele menționate, vă rugăm deliberat să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Mulțumesc. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței la domeniul public al municipiului Lămești al unor imobile constituite din terenuri cu și fără construcții situate în microgramul extradinam în municipiul Lămești. Inițiatorul de domnul Victor Laurel. În urma demersurilor efectuate de compartimentul de specialitate s-au identificat imobile terenuri cu și fără construcții și s-a constatat că acestea nu au fost cuprinse de listele comunelor ce aparțin domeniului public al municipiului Lămești. Astfel se consideră justificată preluarea în domeniul public al municipiului și înscrierea în cartea de dreptul de proprietate în cartea funciară a acestor imobile situate în intravilan și extravilan în municipiul Lămești conform anexelor la prezentul proiect de hotărâre, urmând a se actualiza și completa inventarul domeniului public. Față de cele menționate, vă rog să deliberați să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Și Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, cine este pentru? Abține. Pentru. Mulțumesc, domnule. La punctul 9, proiect de hotărâre privind însușirea și aprobarea raportului de evaluare pentru unele bunuri imobile aflate în proprietatea publică a municipiului Lămești, în vederea actualizării evidenței contabile tehnice, tehnico-operative a acestora. Inițiatorul de bine, Victor Lăzăriu. În vederea înregistrării și actualizării evidenței contabile și tehnico-operative pentru punerea la parte a proprietatea municipiului Lămești, evidențiat în anexele la prezentul proiect de hotărâre, s-a întocmit de către un expert evaluator autorizat raportul de evaluare conform prevederilor legale. Față de cele prezentate, vă rugăm să deliberați să aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supun la vot, cine este pentru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva? La punctul 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea unor obiective de inventar, aprobarea adițională a procesului de aval de dare primire
17.054 din 18.08.2010, partea contractului 16.886 din 18.08.2010, interegarea gestiunii serviciilor publice de adresare domeniului public și privat, către SC, domeniul public și privat, orice, S.A. Inițiatorul din Ritmele Aurești Primar. În urma îndeplinirii procedurilor legale, municipiul Neștea, care a achiziționat în urmă de 150 de concerne, în vedere necesitatea de bună administrare a acestor obiecte minoritari, precum și necesitatea completării mod corespunzător a procesului de predare privind rândia pentru municipiul anul și sete de domeniul public și privat, orice S.A., se propune darea în administrare societății acestor bune. Având în vedere prevederile legale în aprilie, am decis că proiectul de hotărâre privind supus de spaterii, îndeplinește condițiile pentru a fi aprobat de plenul Consiliului. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea. Am eu o întrebare. Vă rog. Doamna director, sunt bănci montate sau care urmează a fi montate pe plenul Consiliului? Băncile sunt acondiționate, se transmite ordine de pe urmă și după aceea se vor mânta. Hai să discutim, dacă nu supun la urmă. După vivă se abține cineva? Mulțumesc, domnule. Punct 11. Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Direcția Generală de Asistență Socială Onești a unor spații cu destinație a sediu, situat în imobilul din municipiul Onești, care a fost în imobilul din județul Bacău, inițiator de vin de la Onești Primăvară. În prezentul proiect de hotărâre se propune darea în administrare de Direcția Generală de Asistență Socială a unor spații cu destinația de sediu aflat în imobilul din fața Poștei de Lumii, imobilul ce este scris în cartea funciară și care aparține de prin Republica Municipiului Onești. Le propun administrarea fondului din patrimoniul public, precum și pentru asigurarea unor condiții favorabile, privind de desfășurarea activității BGAS Onești, este necesară și oportun prezentul proiect de hotărâre să fie supus aprobării și dezbaterii și aprobării procesului oportun. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Domnul Dumitru? Pentru. Împotrivă, se abține cineva? La punctul 12. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlul gratuit a dreptului legal de uz și servitute către SC del gaz grid de sa asupra unui suprafeță de teren în față în municipiul Onești. Inițiatorul din Dumnezeu Părăuțul Primar. În adresa mea intrată către primăria municipiului Onești, SC del gaz grid solicită posibilă un drept de uz servitute asupra suprafeței de teren de 540 de metri proprietate publică a municipiului Onești în vederea executării lucrării, realizarea instalației de alimentare cu energie electrică, chirilă de distribuție E2+4 amplasată pe strada Mărășești numărul 53, municipiul Onești, drepturi Bacău. Față de cele menționate, ținând seama de prevederile legale individuale, poate reprezentă proiectul de funcție condițiile pentru a fi supus deliberării și aprobării Consiliului Local. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supun la vot. Cine este pentru? Pentru. Mulțumesc. Punctul 13. Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea SC domeniul public și privat S.A. în administrarea Consiliului Local Onești a unui mijloc fix tractor în vederea scoaterii din funcțiune, casări și valorificării acestuia.
Comisia de analiză în vederea casării mișcoacelor fizice și obiectelor de inventar de patrimoniu Oatia Onești a constatat prin procesul de hotărâre propriu la cuvântul de gradare a mijlocului fix propus pe casaj. Prezentul proiect de hotărâre propune preluarea în administrarea Consiliului Local a Pulmului și încheierea unei funcțională a procesului eventual de predare de primire, partea asociatului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a persoanelor fizice privat, mediată de municipiul Onești și sece de mâine fizic și privat de municipiul stat, în vederea spatele de funcțiune, casării și la totul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, vă rog, domnul Zase. Amintam, în momentul care are o valorificare acestui mijloc, o să se prezinte și un consilier cu valoarea și ce nouă? Și maniera care s-a desfășurat. Da, bine, colegii... Cum le-am local, nu să știu ce. Da. Nu știu, da. Dacă mai sunt discuții, dacă nu, supun la vot. Cine este pe... Împotrivă? Ați-mi ușurat? La punctul 14, proiect de hotărâre privind modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local numărul 343/24/11/2022 privind însușirea inventarului bunurilor imobile care aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Inițiatorul Emilio Victor Laurențiu Primar. Prin hotărârea Consiliului Local numărul 343/22 a fost însușit inventarul bunurilor imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Onești. Prin prezentul proiect de hotărâre se propune completarea anexului la hotărârea Consiliului Financiar menționată, conform anexei 1 la prezentul proiect de hotărâre. Față de cele menționate, vă rog deliberat să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă se aprobă. Domnul Mulțumesc. Punctul 15. Avem proiect de hotărâre pentru aprobarea concesionării unor bunuri imobile, terenuri, aparținând domeniului privat al municipiului Onești. Inițiatorul e grupul Victor Laurențiu Primar. Prin cele registrate la administrația primării Onești, un număr de 13 persoane fizice și ce se duce concesionarea unor terenuri proprietate al municipiului Onești. În urma analizei făcute asupra acestor solicitări, compara numărul de specialitate, au trecut și depus la adresat documentele necesare, pe care a dezbaterii și aprobării la votul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe mai zile. Eu, vă rog, domnule. Întrebarea mea este următoarea. Astea sunt toate cererile către primărie sau doar o parte din cerere pentru concesiune? E clar că e o parte din cerere, pentru că sunt multe terenuri care trebuie să sunt canalizate. Deci o problemă cu facturile, cu reprocedările. Doamna Anca poate să ne spună. Sunt foarte multe cereri în analiză, dar... Astea sunt cele finalizate, dar sunt în analiză, cred că de 3 ori mai multe. Cea mai mare problemă e terenuri neintabulate sau terenuri care se suprapun pe solicitările la legea 10. În momentul în care vom avea toate documentele în regulă, vor fi, va fi următorul proiect de hotărâre de Consiliul Local. Deci criteriul pe care ați ales cererile de astăzi
este că acești solicitanți au toate documentele întocmite și ceilalți nu. E corect? Nu întocmite. Ei le-au cereri pentru ei sunt corecte. Problema este că s-au întors la MRP niște cărți sau niște notificări la legea 10 și trebuie să reverificăm să nu se suprapună cu terenurile cerute de istorie de retrocedare. Și se suprapun niște vechi cărți cu cărțile noi. E o treabă destul de complexă, se iau toate la rând și se analizează în cadrul discuției, dar e de durată. Nu... Da, nu înțelegeam cum au fost aleși. Cum a fost ales cei 14 cele. Că am văzut niște lucruri pe aici și chiar mă vei când am reușit oamenii mei să-și facă toate altele și alții. Da, nu mă gândează, ok, mulțumesc. Nu, că dacă vă face primăria, nu îi doar solicită prelungiri sau cel mai multe sunt prelungiri sau... Cred că prelungiri, nu cred că sunt concesiuni noi în listă. Nu, sunt concesiuni noi. Da, sunt toate concesiuni noi, zicând mai că expiră contractele care le-au... Păi da, dar sunt... Da, prelungiri. Au existat un fel de prelungiri. Au existat sau concesiuni, au proprietăți pe... Care nu au avut concesiune și intră în legalitate acum. Asta vă întreb. Aici vreau să ajung. Asta vă întreb. Deci unii intră și unii nu. Deci dacă ne uităm la data cererilor, de la acești solicitanți avem și din 2019 cereri. Dacă ne uităm la... cele mai dacă vechi... Dacă ne uităm la titularii cererilor, avem așa, cred, 1 și 1. Dar, domnul, ce băie și date mai exact. Ce faceți de mă și ce informații aveți? Ce proiect, domnul? Știm. Presupun. Nu, presupun. Pe care tu, domnul, ne-au sărit în nume pe care nu știu de asta. Dar mă ne știm. Poate noi nu știm. Ok. Știți mai jos. Bine, ok, am înțeles. Da, problema era, cum să zic, știm că sunt foarte multe cereri și ar trebui să intre toate. Mie mi se pare totuși că e dificil pentru cei care plătesc perioade lungi de timp taxă ocupare loc public fără drept și ajung să-și facă contractele de concesiune târziu. Adică în această perioadă ei plătesc mult mai mult decât ar fi trebuit să plătească. Și asta e o chestiune pe care trebuie cu siguranță, la care cu siguranță achiesăm cu toții. Dar, na, atâta timp cât durează procedurile, nu știu dacă poate cineva să le grăbească mai mult decât s-a făcut până acum. Dacă nu mai sunt, tu sunteți direct implicată în partea asta, știți cum procedează? Nu am treabă cu concesiunile, eu sunt doar la vânzări, în Comisia pentru Efectuarea Vânzărilor și acolo sunt probleme. Aceleași probleme și la vânzări. Și acolo sunt probleme, exact. Probleme care au generat cu sistarea procedurilor de vânzare. Sperăm că... Să recunoaște să nu-ți din cauza primării. Dar n-am spus treaba. Dar n-am spus treaba asta sub nicio formă. Am spus că e totuși dificil pentru oamenii care sunt nevoiți să plătească mai mult decât ar fi trebuit. Nu e culpa primăriei neapărat. Într-adevăr, nu ne așteptam la notificările astea venite de la NRP. Vom vedea. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot cine este pentru. Se abține cineva împotrivă? Domnul Dumitru. Pentru. Proiectul numărul 16 este tot așa cu vot secret. Proiect de hotărâre privind acceptarea donației făcute de Ardeleanu Aurel Nicolae, constând o conductă de distribuție de N40 mm. HD, lungime de 20 de metri, situată în strada Alessandru Ioan Șuza, în Europești, în municipiul Lorești, inițiator, în bine lucru, la Lorești, în Sfântul. În adresamentare, domnul Ardeleanu Aurel Nicolae și prima portă de a prezenta cu o structură de municipiul Lorești, o portă de distribuție la Lorești, situată în strada Alessandru Ioan Șuza, în Sfântul. Întrebat de faptul că o zice era și așa, Constanța, condiționează lui favorabil de valorificarea de cu apă potabilă pentru beneficiari de acest raport. Față de cele menționate, vă rog să aprobați să vă liberați proiectul de hotărâre și o va prezenta. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1 favorabil. Și Comisia numărul 4.
Dacă sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, vă invit la vot. Proiectul numărul 17. Proiect de hotărâre pentru aprobarea prevederii la anexa numărul 2 la hotărârea Consiliului Local de 19.30.2019 privind aprobarea prevederii anexei numărul 5, lista de inventar a componentelor sistemelor de apă și canalizarea aparatului Comunului Public al Municipiului Rănești, la hotărârea Consiliului Local numărul 77.30.5.2017, stabilirea modalității de gestiune, aprobarea sistemului de activitate a gestiunii
servicii de alimentare cu apă și de canalizare către SCLJ SA, aprobarea contractului de delegare a gestiunii serviciului de apă și canalizare, a listei bunurilor aferente, a regulamentului serviciului de alimentare cu apă și de canalizare și a caietelor de sală ale serviciului. Inițiatorul Vigil Victor Daurunțu, primar. Prin adresa înregistrată la Primăria Municipiului Oradea și raza de șarul Constanța, solicitarea din lista punctelor de lectură au discrepanțe de teren care nu mai deservește serviciului de apă și canalizare. După analizei făcute de către compartimentul de specialitate asupra acestui aspect, s-a constatat necesitatea aprobării unor prevederi din hotărârea Consiliului Local numărul 19/2019, conform proiectului de hotărâre. Față de cele menționate, vă dați să aprobați proiectul de hotărâre în forma menționată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe următoarea. Dacă nu sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Nu se abține cineva. Mulțumesc, domnul. Proiectul numărul 18, de asemenea, este cu vot secret. Este proiect de hotărâre privind aprobarea aprobării unui ajutor de urgență domnului Nichita Vasile din municipiul Onești, strada Siluște, numărul 20, în vederea realizării lucrărilor de reabilitare și dotare a imobilului registrus în Niceni. Inițiatorul de gândire este la proiectul primului. Domnul Nichita Vasile a depus la Direcția Generală de Asistență Socială Onești cererea pentru care a solicitat aprobarea unui ajutor financiar de urgență, vederea reabilitării și dotării imobilului registrus în urma incendiului produsă în data de 4.09.2023. Având în vedere situația excepțională care se află generată de actuarea valurilor înregistrate și de recertarea de mărire în fel de reabilitarea locuinței, devenitul în adunță acestea, se propune aprobarea unui ajutor financiar în valoare de 10.000 de lei. Față de cele menționate, vă rog să liberați aprobați proiectul de hotărâre în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 3. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții pe mai de acolo. Pentru împărtivă să abținem. Vă iubim la voi. Thank you.
Perfecte când vin agregatele. E vorba pentru se vor cântări agregatele și asfaltul care pleacă din stație. Deci nu era prevăzut în lista inițială? Nu, nu era prevăzut, dar trebuiau camioane, se duceau prin alte cântare, dura foarte mult, trebuia să deplaseze după ele. Cântar care nu... Văd că nu este nici foarte scump și este extrem de util pentru a gestiona foarte bine materialele pentru asfaltul cu care se face asfaltul. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot. Cine este pentru? Nu poate fi la ține. Ține. Mulțumesc, domnule. La punctul 20, problema de interes local la mână, lăsăm pentru la sfârșit. Trecem la punctul 21. Proiect de hotărâre privind darea administrării Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onu a unui echipament medical. Inițiatorul din Dumnezeu de Anunțul Dumnezeu. În adresa Direcției de Dezvoltare Locală se comunică finalizarea contractului de furnizare echipamente medicale cu devenirea totală infrastructură ambulatorului integrată în cadrul Spitalului Municipal Sfântul Ierarh Dr. Luca Onu, pilot 3 electroencefalograf. Și se propune darea la administrare spitalului principal echipamentului medical atenționat în vederea gestionării eficiente a acestuia. În considerare cele menționate, precum și problemele legale, considerăm că prezentul proiect de hotărâre depășește condițiile de legalitate și utilizate pentru care solicităm deliberarea și aprobarea proiectului prezentat. Raportul de specialitate a fost prezentat, avizează Comisia 1. Aviz favorabil. Și Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog eu niciodată discuții, eu nu particip la... De asemenea, membre din Consiliul de Administrație la Spitalul, participă.
Dacă nu mai sunt discuții, se pun la vot. Ce este pe anul? Împotrivă, se abține cineva? Pentru. Mulțumesc, doamne. Am văzut că străia a făcut aceste chestii. Până am făcut ce am făcut, da? Așa, bravo. Asta pentru că știam că trece un punct, altfel. La punctul 22, proiect de hotărâre privind constituirea unui drept de servitute de trecere și acces pe terenul de proprietatea publică a municipiului Ionești, în favoarea SC Gărgaz Grigesa, în sectorul de servitute de Ionești. Prin adresa înaintată de pe primăria municipiului Ionești, SC Gărgaz Grigesa, solicit acordarea dreptului de acces pe terenul de proprietatea publică a municipiului Ionești, în vederea executării lucrării aferente proiectului, de fibră optică pentru Trotuștiul Borna, face mențiunea de traseul de fibră optică aeriană pentru Trotuștiul Borna să se supune cu drumurile naționale și vețene și de exploatație a parte de pentru administrativă a municipiului Dragiști. Datorită faptului că lucrările de acusă se vor efectua pe amplasament, de ce nu sunt situate, ce sunt situate în extravilatul localității la limita UAP Ornești, iar acestea se află în administrarea consiliului local, aportul solicitat să rămâne exclusiv în baza administrării la consiliului local. Față de cele menționate, vă rugați de la să aprobați proiectul în forma prezentată. Raportul de specialitate a fost prezentat. Avizează Comisia numărul 1. Aviz favorabil. Comisia numărul 4. Favorabil. Dacă sunt discuții. Dacă nu sunt discuții, dacă nu sunt discuții, sunt comandor, cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva? Pentru. Mulțumesc. Să ne luăm cu proiectul 20, probleme de interes local. Avem o solicitare din partea domnului de Romer de la Părinte, dacă se mai scrie cineva la Părinte. Da. După ce este. Da, spuneți. Bună ziua, stimați consilieri, domnule primar, domnule viceprimar, domnule secretar. Am depus la registratură o petiție. Poți să rugăm din loc ca să se aude. Ai uitat la microfon. Ce a domnul. Deci, am depus o petiție pe care am solicitat să mă înlăbuiți. Cum s-au plătit banii de la litigiul meu de către BPP Onest? În calitate de cetățean. Înțeleg cum v-ați adresat greșit. Lucrul ăsta trebuia să le solicitați DPP-ului. Să vă spun, da, nu, domnule. No. Vă rog, domnul președinte. Da, vă rog. Da, am analizat și eu memoria dumneavoastră și o mică observație. DPP-ul este o societate comercială, este o societate de sine stătătoare. Noi, ca și Consiliul Local, nu putem interveni, de exemplu, în problemele interne de la Chim Complex, de la Procos și de la altă societate. Noi suntem în urmă, dar nu vă întrebi. Deci, cred, consider că memoria e binevenit și poate și luată de dreptate, trebuie adresat către ARA. Noi, ca și Consiliul Local, suntem acționat, de repede, da? În ARA. Deci, acest memoriu, după părerea mea, trebuia adresat și nu ba, da, AGA tot doi suntem. Dar consider că nu e de competența Consiliului Local, e de competența AGA. Nu, eu am observat. Asta este observația mea. Mă scuzați că vă deranjez. Mă scuzați că vă întreb. Haideți să facem dialog. Cereți și vă dau cuvântul. Nu, facem. Să poate facem dialog. Să poate? Terminați, domnul Cuzor. Asta am consider că nu este de competența Consiliului Local, este de competența AGA. Acest primul lucru care a adoptat către AGA. Iar AGA s-a analizat. Mulțumesc.
Se poate să mi se răspunde în scris atent la petiția mea? Da, contrăcată. Da, contrăcată pe ACA, cu obligatorul, cred că vezi pe mine. Deci trebuie să o modific, nu să trec către ACA. Asta e cu către ACA. În cel mai recent caz către ACA, nici într-un caz către primărie. Bun. Consiliul local este ACA, de fapt. Toți consilierii locali care fac parte din AGA, de fapt, este cealaltă entitatea care, de fapt, formează adunarea generală a societății, ar trebui să dea un răspuns. Adică ar trebui ca toată lumea să se întrunească. Noi astăzi la Comisia Juridică am discutat, chiar dacă nu s-a luat o hotărâre, însă, în mod normal, din punctul meu de vedere, și cred că absolut orice jurist știe că în momentul în care se constată de către o instanță de judecată faptul că s-a făcut o eroare de către anumiți angajați, există acea instituție a regresului, care urmează a fi folosită de către instituția în cauză. Acum, măsurile pe care le va lua DPP-ul, știu, rămâne să vedem dacă se vor lua sau nu se vor lua astfel de măsuri. Nu știu dacă se vor lua, pentru că știu că, spre exemplu, am mai avut situații de genul ăsta la Direcția de Asistență Socială, cred că am avut-o pe doamna Țăranu, care i-a fost emisă decizie de concediere, știu că a câștigat și au fost de plătit niște sume de bani. Nu știu dacă la acest moment cineva a luat vreo măsură pentru a se găsi persoana vinovată de luarea unei decizii de concediere care n-a fost chiar legală. Adică nu chiar legală, n-a fost legală și așa au spus instanțele de judecată. Până la urma urmei, chestia cu legalitatea, dacă o constată o instanță de judecată, pentru noi este obligatorie. Așa și în situația de față. Hotărârea judecătorească constată faptul că această concediere nu a respectat dispozițiile legale, motiv pentru care n-a. Cineva trebuie să răspundă. În calitate de membri ACA... Nu, stai, am înțeles și de permiteți. Înțeleg că discuția este despre competența Consiliului Local referitoare la petiția dumneavoastră. Nu. Nu asta discutăm acum, dacă să discutăm... Eu vreau ca acei bani să-i plătească cine a făcut abuzul. La mine a fost nulă absolută sentința, a fost un abuz și doresc să știu de ce nu trecut nici un raport administrator care a fost înaintat ca să semnați 31.05.2023. Nu este trecut acolo la Chigi Suma, mi se pare că trebuia făcută public. Cum nu sunt nici alte multe chestii trecute corecte acolo, șef de formație am fost de mult, nu mai suntem șef de formații, dumneavoastră l-ați aprobat, Consiliul, mă refer, și l-ați înregistrat unde trebuie înregistrat. Deci acel raport al administratorilor, DPP, nu este corect. Trebuia să treacă suma de la litigiul meu. Bănuiesc eu, așa gândesc eu. Pentru că banii sunt publici. Dumneavoastră sunteți cel mai înalt forum de control asupra DPP-ului. AGA este. AGA, dumneavoastră, Consiliul Local. Vedeți, domnul președinte? M-ați întrerupt și asta vreau să răspund. Deci discuția de ce ați zis mai devreme este dacă Consiliul Local are sau nu competență în privința petiției dumneavoastră. Asta încercam să stabilim în discuția noastră și pe care vă ascultăm. Înțeleg un lucru. Dumneavoastră contestați execuția bugetului. Da? Absolut. Ceea ce înseamnă că intră în competența autorității care a votat și care a emis bugetul, adică Consiliul Local. Și transparența tuturor documentelor care se înaintează către ala. El este vreo pe aici și acolo. De ce nu se specifică? Sume. S-a dat cu gătiță, rog, suma de. Ca să știe cetățeanul din Românești că acei bani n-au fost plătiți din fonduri publice. Sau dacă au fost plătiți din fonduri publice, de ce se plătesc? Dacă vrea de să din fonduri publice, uitați-vă că am atașat un stat de plată cu sumele acolo. Eu... Din câte am înțeles, este vorba de compensații pe salariale, pe care atât nu ați prestat muncă și nu ați fost. Este o despăgubire. Despăgubire, dar în contul, adică constă, despăgubire constantă în ce? Despăgubire egală cu salariile indexate majorate.
Salariile indexate au fost prezentate la partea din buget, ba da, la cheltuielile salariale, ba da, care nu au fost la începutul anului și din acele... Atâta timp cât dumnealui a fost concediat, cât a existat o decizie de concediere, nu a mai fost luat în calcul în perioada respectivă, în momentul în care au trebuit... Dar în buget era prevăzut la începutul anului. Salariul nu cred. Am un futuraș cu toată suma dată de către DVP în luna mai în 2022. Unii s-au făcut rectificativi pe anul în curs, eu sunt un an de zile în minus la vechime. Dânsii trebuiau să-mi facă rectificativi pe fiecare lună în parte. Ei le-au dat banii, au ascuns suma asta, și ascunzând suma asta de dumneavoastră în documentul ăla, în raportul administratorului, eu consider că este ceva foarte grav. De asta am și venit aici. Eu nu veneam să... în calitate de cetățean. Este discuție economică acum, pe cantare la nivelul ăsta. Dar, la începutul anului, când s-a făcut buget salarial, sumele respective, salariul dumneavoastră a fost prins general în bugetul pentru salarii? Mai ales cele financiare? O întrebare. Eu vreau să spun următorul lucru pe care trebuie să avem în vedere. La capitolul cheltuieli salariale. La începutul anului a fost prins cheltuielile cu toți angajații? Și dumneavoastră erați angajat în acel moment? Dar este sau nu așa ce spun? Nu știu ce spune dumneavoastră. Întreabă, erați sau nu erați angajat? Nu, eu am fost... Erați angajat la începutul anului 2022? Eu am fost concediat în februarie. Și la începutul anului erați. Prins tot salariul. Și s-a prins tot salariul dumneavoastră, a fost deja prins. Știu că salariul și bugetul se face în mai. Acum nu știu cum... Atunci pe cel din anterior, pe cel prea anterior, pe 2021. Ce spus de... văd un dialog între Consiliul Local, eu nu fac parte din dialogul ăsta, nu voi retrage. Nu, dați-mi să înțelegeți. Domnul primar, aș vrea și dumneavoastră să rămâneți să-mi spuneți ce părere aveți. Nu pot să-mi dau cu părerea legată dumneavoastră, aveți un dialog cu AGA, acolo trebuie să vă adresați, nu? Eu vreau să știu părerea dumneavoastră personală în legătură cu această chestie, că raportul administratorilor de la DPP... Încă o dată vă spun, raportul nu mi se prezintă mie, se prezintă membrilor AGA, nu se prezintă mie raportul respectiv. Nu sunt în măsură să solicit acel raport respectiv. Datele corecte, mai ales cele financiare. Dar încă o dată vă spun, nu este un dialog între dumneavoastră și membrii AGA. Eu vreau să mă ajutați, nu am venit să... Dar nu e vorba de ajutor, dumneavoastră vă primiți banii, dumneavoastră solicitate acum... Nu este de primit banii voastră, este vorba că trebuie oprite aceste avuturi. Asta este vorba, nu când primim banii, s-a mai dat 180.000 în august. Discutați cu membrii AGA. Am aprobat, sunt consilier local și anul ăsta, am aprobat 180.000 pentru că nu cam ceva la urmă din acel lucru. Iar discuția asta paralelă cu AGA, eu cred că e o confuzie foarte gravă. Este ce discutam noi, dar în timpul de unde să nu confundăm AGA cu Consiliul Local. Bugetul este făcut și votat de Consiliul Local. Răspunzător pentru buget este Consiliul Local. Eu n-am votat nici dacă ați ascuns sumele astea prin buget. Eu văd aici. Ce am votat? Ascunderea bugetului și banii ăștia în raportul administratorilor este infracțiune. Dacă vreau să răspund, AGA e obligat să vă răspund. Mă rog. Deci, către AGA, nu e treaba. Nu considerați dreptate, dar considerați că e infracțiune nici măcar aici, nu trebuie, nici măcar la AGA nu trebuie să vă adresați, trebuie să vă duceți direct la parchet. Da, dar consiliul ăsta nu poate să semneze. Dacă considerați că e infracțiune în momentul în care spuneți că s-a sesizat o infracțiune, trebuie să vă adresați parchetul. Domnul primar, Consiliul Local nu poate să semneze. Eu trebuie să aduc la cunoștință că s-a semnat un act care nu cuprinde toate cheltuielile cum trebuie adresat.
Na, încă o dată vă spun, nu sunt în măsură, doar am sesizat. Asta este opinia dumneavoastră. Nu, așa scrie, da. Așa scrie. Lăsați-ne, deci faceți memorul către ACA și ACA va cerceta. Dacă îmi permiteți un piculeț, cred că ar trebui să vedem beneficiile acestei discuții. Pentru că până la urma urmei poate există persoane care nu au cunoștință de faptul că anumiți angajați ai DPP-ului au contestat în instanță deciziile de concediere și au câștigat. Și au primit niște bani. Și al primăriei. În fine, și ai primăriei. Discutăm în situația de față. Nu una situația asta. Cred că cele mai multe. Multe. Că sunt câteva. Multe. Eu nu țin minte de pe timpul cât am fost eu primar să fi întâmplat treaba asta. Vreun caz. Nu știu. Dar nu primul mandat de dezavoastră. Nu, de primărie. Nu vorbim de DPP, pentru că nu știu bucătăria de DPP-ul. Încă o dată să vă spun, eu spun de primărie, încă o dată. O spune ce s-a întâmplat, voi să știți. Nu, nu, eu vă spun că pe timpul meu la primărie nu știu să fi fost vreo concediere care să fi câștigat după aia în instanță. Poate greșesc. Deci în cazul meu n-a fost concediere. Nu, ce a fost în cazul dumneavoastră? Eu vă spun că vorbesc de primărie. De DPP nu vorbesc pentru că nu am cunoștință de bucătărie interna de DPP. Eu am citit în toate documentele că DPP-ul este o întreprindere publică de interes local, da? Cel mai înalt forum este A, Consiliul Local Onești. Este o societate a municipiului Onești reprezentată de Consiliul Local. Așa este în actul constitutiv. Dacă eu greșesc, înseamnă că eu nu am citit bine. Aici e o discuție pe care o purtăm, cum a zis și domnul Cimpoieș, o purtăm, o purtăm și o să tot purtăm, legată de aceasta, de asta v-am și spus că nici nu mai votez nimic legat de DPP, pentru că practic vorbim de aceeași entitate, Consiliul Local, identitate între Consiliul Local și ACA DPP. Că de fapt asta este, nu? E destul de dificil și să votezi în Consiliul Local lucruri care sunt, care au legătură cu DPP-ul. Pentru că este posibil, din punctul meu de vedere, să fie un conflict de interese. Dar nu e asta, nu e asta subiectul discuției. Faptul că domnul Gheorghiță a venit în ședință și a adus la cunoștința consilierilor locali. Da, la cunoștința uneștenilor, cred că de fapt ăsta a fost mai mult scop. Eu așa apreciez. Că s-au făcut niște abuzuri și că se fac niște abuzuri, probabil la... Doamna consilier Col, gândiți-vă un pic când faceți afirmațiile, că spuneți că s-au făcut niște abuzuri, sunteți jurist. Pe trebuie dar, să le dovediți. Nu trebuie să le dovedesc eu, pentru că atâta timp când există o hotărâre... Spuneți că a venit un cetățean și a semnalat că s-au făcut niște abuzuri. Dumneavoastră sunteți jurist. În momentul în care spuneți că s-a făcut abuzuri... Hotărârea judecătorească constată... Nu, nu spune că a fost concediat și reîncadrat. Domnul spune că s-au ascuns niște lucruri. Trebuie să dovediți dacă lucrurile astea sunt infracțiune sau nu. Eu m-am referit la faptul că acea decizie de concediere, domnul primar, a fost constatată a fi nelegală de către o instanță de judecată, ceea ce înseamnă un abuz făcut de către societate, de către comisia care a stabilit acest lucru. Permiteți să vă spun, domnul primar. Deci, eu nu am fost concediat, am fost executat. Dumneavoastră trebuie să înțelegeți că eu pe data de 18 mi s-a dat o hârtie, pe 19 am fost dat afară, fără niciun motiv. Decizia care mi s-a dat de concediere cuprindea niște falsuri, niște minciuni constatate, nule, absolute, de către instanța de judecată. Deci, cuprindea falsuri, da. Era infracțiune, nu era reîncadrat. Nule absolute a fost constatată, am hotărârea, am pus să prima pagină și urmă. Cuprindea falsuri, da. Se încadra la infracțiune, deci, dacă cuprindea falsuri. Nu știu. Deci decizia a fost de concediere, nu de executare. Indiferent de care a fost, decizia de concediere. Trebuie respectată niște drepturi ale omului și salariatului când facem o comisie de cercetare. Nu putem, cum au făcut dânsi, în două zile m-au dat afară. Dumneavoastră v-ați câștigat dreptul în instanță, primiți sumele de care, instanța a concluzionat că trebuie să le primiți. Da, dar nu vreau să fie dat de cetățenii Oneștilor. Le primesc, le-am primit. Aici vreau este, de fapt, ideea. A, da, și Consiliul Local să ia măsuri și acei bani să fie plătiți de cei care sunt vinovați. Foarte corect. Foarte corect. Mulțumesc. Asta vreau și asta vreau să primesc un răspuns. Da, de-aia, nu pot să vreau. Vă rog, dacă e indirect răspuns, pot să-ți răspuns. Așteptați-o. Doar o remarcă vis-a-vis de ceea ce a spus domnul Cimpeșu și faptul că mi-a răstit numele. Aici mă adresez în treia locală de domnul Gheorghiță pentru Consiliul Local. De punctul meu de vedere, este o opinie, sunt două aspecte. Că de o parte, bugetul DPP este aprobat în ACA, după care vine spre validare și către autoritatea tutelară, Consiliul Local Onești. Da,
Asta spune legea, vă spun eu, garantat că asta nu e ca așa să procedează. Deci bugetul DPP-ului se aprobă AGA, după care se aprobă și de către autoritatea tutelară, respectiv, în cazul nostru, Consiliul Local Conici. Acum, vis-a-vis de ceea ce reclamă dumneavoastră, mi este greu, nu sunt economist, nu sunt specialist în finanțe, dar mi este greu să cred că SECET DPP-ului nu a procedat conform legii atunci când au plătit drepturile salariale. Pentru că aceste raportări financiare fiscale se fac și către AHAV, sunt verificate de către Curtea de Conturi. Nu cred că cineva a îndrăznit să facă astfel de falsuri sau abuzuri. Pe de altă parte, ce spuneați dumneavoastră, doamna consilier, de plata hotărârilor, plata despre lucrurile cu hotărârile judecătorești și codul administrativ, spun că hotărârile judecătorești se plătesc cu bugetul local. Cel care, sau instituția care este abilitată să constate că sunt persoane vinovate, este Curtea de Conturi, care lasă măsură ordonatorului de credit, dacă consideră că e un prejudiciu la bugetul local, Exact asta e ideea. Adică ordonatorul de credite este cel care este în măsură să facă toate demersurile. Aici suntem în speța de față, ordonatorul de credite terțian este directorul Consiliului de Administrație, nu mai știu exact cum e statutul la DPP. Asta e de fapt. Domnul secretar, mulțumesc că m-ați urmărit aici, dar încă o dată insist. Dacă sunt bani publici, trebuiau puși acolo, în raportul administratorului, de pe treaba asta. Și noi nu suntem 7 formații la salaritate, au fost desfințați în 15-11-2021 posturile astea. Nu putem să trecem acolo niște lucruri care nu sunt reale. Și dumneavoastră se desemnați. Asta nu ține da, păi da, l-a înaintat aici. Le-a înaintat aici și le-a semnat tot Consiliul Local, nu a dat. 21 de consilieri. Asta urmează a fi făcut niște verificări pe rapoartele care au fost comunicate și care au fost semnate. Și dacă au fost semnate aceste informații... Dumneavoastră, să judic articolul 21 de legea societăților comerciale, adunarea generală, din câte mi-am amintesc eu, doar pe ședință ordinară poate solicita lămurit cu privire la gestiunea societății, nu și președință extraordinară, s-ar putea să verificați, dar trebuie să verificați dumneavoastră și puteți în prima hotărâre, prima ședință ordinară, să solicitați Consiliul de Administrație a administratorului să prezinte ceea ce au solicitat dumneavoastră. Și mai departe să transmiteți informația, că bănesc asta doriți, să vi se... Da, vreau să știu cine a plătit acele sume, mia, personal. Ca cetățean. Și cum le recuperați dacă îți plătești din bugetul local? Trebuie, nu? Așa, vă mulțumesc. Mai ceva am spus. Pentru recuperare rămâne la latitudinea ordonatorului terțial de credit. Dacă consideră, sau AGA sau Consiliul de Administrație, iar în măsura în care s-au încălcat dispozițiile legale, Curtea de Conturi, când vine și înțeleg că de anul acesta, de anul trecut, când s-a schimbat regulamentul, vine anual în verificare, va stabili în mod sigur dacă va considera un prejudiciu la adresa societății, va solicita directorul general, ordonatorul terțial de credite, să recupereze suma de la persoane vinovate. Pentru că dacă nu face lucrul ăsta, este infracțiune. Da, am înțeles. Vă mulțumesc. Acum sunt cât de cât lămurit, deși doream să fie prezent și cineva de la DPP aici, ca să-mi răspunde cineva, un membru din administrator, nu știu. Dar, da, mă rog, așteptăm să vedem ce zice Curtea de Conturi, cum răspund pe urmă. Spuneți, domnul. Eu, Crișan, mă numesc. Sunt în aceeași situație cu domnul coleg, numai că procesul nu este preluat. Tot așa conciliere la în timp record, fără cercetare, fără nimic. Este cineva de asupra directorului care verifică activitatea sau domnul este stărbat o cantitate? Asupra directorului este da? Eu vin pentru... Și exact asta vreau să vă spun, de aceeași problemă, tot în ea. Poate să cine vreau să spun răspunsul. Deci sunt două aspecte. Dacă directorul general a greșit, el face și el poate, dar într-adevăr se supune Consiliului de Administrație ca și organ ierarhic și după Consiliul de Administrație, ca organ ierarhic, este adunarea generală a acționarilor, cu reprezentanții Consiliului Local. Aceasta este ierarhia. Permiteți, care e Consiliul de Administrație? Cu tot el din Consiliul de Administrație, administratorul executiv, ceilalți? Deci tot el dă cu capul, el dă cu Consiliul de Administrație este format din trei persoane. Până acum, ultima oară când a intrat în două, nu știu cine, erau doi. Dar el dânsul este executiv. Eu vă spun din punct de vedere juridic care este ierarhia organelor de conducere într-o societate comercială. Am înțeles.
dar totuși, na, nu mai contează. Da, vă rog frumos, vă scuzați dacă v-am deranjat și v-am reținut. În rest, vreau să vă felicit pentru ce se face în oraș, într-adevăr e ceva frumos. Și vă doresc multă sănătate și toate cele bune. Sper să primească un răspuns care să mă lămurească în legătură cu acești bani, pentru că mi se pare corect să plătească cetățenii Onești. Poate vrei să mentezi acest memoriu spre ară. Și spre ară. Este acolo. Ce simt acolo? Voi că să scriu la ala deasupra. E oblici. Un simt local. Avem discuții. Eu am plătit de cum. Mai dorește cineva să ia cuvântul? Da. E clar, nu se știe.